Cea de-a 22-a ediție a Festivalului Internațional de Poezie Mihai Eminescu a strâns la oaltă scriitori din întreaga țară, dar și din Serbia și Republica Moldova. Toți au adus un omagiu poetului Mihai Eminescu. Vin din lumea publicistice. Conduc o revistă de cultură și am cărți despre cărți monografii și biografii. Dar, întotdeauna când particip la asemenea adunări, rămân surprins de modul în care gândiți, de modul în care puneți problemele corect și real. În memoria lui Mihai Eminescu rămâne un inegalabil luceafăr al Universului. El este un nemuritor printre vii, care rămâne etern pe toate meleagurile pământești. În cadrul întâlnirii au fost acordate 22 de distincții scriitorilor participanți la eveniment. Au participat scriitori din țară, din Republica Serbia și din Republica Moldova. Aici s-au decernat un număr de 22 de premii, ele simbolizând de fapt a 22-a ediție, unor scriitori din țară și mai ales marea lor parte din județul Mehedinți pentru lucrări apărute în cursul anului 2012. Festivalul Internațional de Poezie este organizat de Fundația Culturală Lumina, Centrul Cultural Nichita Stănescu și autoritățile locale.